cum stam așa și mă rugam și strigam așa la Dumnezeu, dintr-o dată, nu știu, mi s-a ridicat privirea așa în sus, spre cer. Și am auzit un glas. Am auzit un glas care striga tare și spunea, spune poporului meu, astăzi s-a făcut sfat în cer. Trăiască Domnul! Și astăzi s-a hotărât în cer. Și spunea, spune poporului meu ce s-a hotărât astăzi în ceruri. Știți ce s-a hotărât în ceruri? O zis, astăzi s-a luat hotărâre și de astăzi se va intra în poporul meu cu judecată voi intra, zicea Domnul. Și voi judeca poporul meu. Frați și surori, și stam așa și ascultam glasul care zicea și la un moment dat spunea, voi intra în poporul meu și voi judeca. Și cei care nu vor fi și nu vor sta la postul de veghe, Dumnezeu în dreptul lor va rosti o judecată. N-a descoperit Domnul care judecată. Dar au zis, în dreptul fiecăruia Dumnezeu va rosti judecată. Pentru că Dumnezeu a zis că a lăsat o vreme prielnică ca poporul să vadă ce hotărâri vrea să iei. Și poporul nu e hotărâri. Sta în nepăsare. Și din pricina nepăsării, astăzi s-a hotărât în ceruri. Și glasul acesta l-am auzit. Dar răsuna. Vreau să vă spun că, nu știu, așa parcă m-a cuprins așa o groază. Când am auzit glasul acela cum striga și spunea, spune! Pentru că nu numai aici în biserica aceasta se va spune lucrul acesta. Și vor fi multe biserici în care se va spune lucrul acesta. Și Dumnezeu va vorbi și va spune poporului judecata care s-a hotărât în ceruri. Pentru că Dumnezeu vrea ca poporul lui să-l pregătească. Pentru că e aproape venirea lui. Și zicea Domnul așa, poporul meu stă în nepăsare și e nepăsător. Și de aceea spunea Domnul, trezire, trezire că intru cu judecată, slăvit să fie Domnul. Amin.